Stimați telespectatori, bună ziua, vizionați telejurnalul în limba română. Pentru început, ca și de fiecare dată, titlurile ediției de astăzi. Serbia nu are obligația să introducă sancțiunii Rusiei, spune Ivica Dačić. La Covecița a fost inaugurată casa memorială a cunoscutului pictor naiv Martin Ionaș. Mâine la Sâmiai are loc marcarea jubileului 200 de ani de la înființarea bisericii din localitate. De luni, vreme instabilă și temperaturi sub valorile normale. Șeful diplomației sârbe, Ivica Dačić, a declarat astăzi că Serbiei nu-i revine obligația și că nu va introduce niciun fel de sancțiuni Rusiei și că atitudinea Serbiei în această problemă este foarte clară. Serbia e ce biti u obavezi da poștuie jedinstveno, odnosno zajedno. În momentul în care țara noastră va deveni membră cu drepturi egale în spațiul comunitar, Serbia va fi obligată să respecte politica comună de securitate a Uniunii Europene. Până atunci, noi vom purta o politică independentă care se va baza pe dorința de a deveni membră a Uniunii Europene și totodată să apere interesele noastre naționale. Președintele Guvernului Voivodinei, Bojan Pajtić, și ministrul slovac al afacerilor externe și europene, Miroslav Lajčák, au inaugurat astăzi la Covecița casa memorială a cunoscutului pictor naiv Martin Ionaș. Pe lângă oficialitățile de la noi și Slovacia, la manifestarea de astăzi s-au adunat numeroși cetățeni și oaspeți apartenenți ai minorității slovace din Voivodina. Slovacii au reușit, prin veacuri, să-și păstreze aici identitatea lor națională. Pictorii naivi din Covecița, Martin Ionaș, Suzana Halupova și mulți alții au dus faima țării noastre prin lume. Picturile lor s-au găsit în galeriile din Londra, Paris, Moscova, la sediul Națiunilor Unite. Este un exemplu frumos cum o comunitate etnică mare poate contribui la promovarea culturii unei țări. Fiind un reprezentant al naivei a artiștilor plastici din Covecița, sper că această galerie să fie vizitată de multe generații și ea să devină locul de amintire a artiștilor slovaci, iar Casa Memorială a dat încă o dată dovadă de o colaborare fructoasă pe care o au țările noastre. Cu acest prilej, președinta Consiliului Național Slovac, Ana Tomanova-Makanova, a semnat împreună cu directoarea galeriei din localitate, Maria Rașpir, un acord prin care proprietatea casei memoriale Martin Ionaș a fost predată galeriei din Covecița. Deputații în adunarea Serbiei au dezbătut astăzi modificările la legea privatizării, modificări conform cărora în următoarele 5 luni creditorii nu vor putea solicita întreprinderilor în restructurare plata creațiilor. Prin adoptarea modificărilor la legea privatizării se va facilita stabilirea numărului întreprinderilor în restructurare care au datorii față de creditori, dar și de stat. Ministrul sârb al Justiției, Nicola Selaković, a declarat astăzi că modificările la legea privatizării vor asigura păstrarea locurilor de muncă, precum și investițiile celor interesați de una din cele 164 de întreprinderi în restructurare. Modificările la această lege au fost inițiate prin hotărârea Curții Constituționale, prin care s-a calificat a fi neconstituțional regulamentul despre privatizare, care facilitează achitarea forțată a creanțelor din partea întreprinderilor până la încheierea procesului restructurării. Regulamentul ar trebui să intre în vigoare la 14 mai. Vicepreședintele adunării Voivodinei, Mili Voivrebalov, a declarat astăzi că societatea în Serbia a uitat cele mai strălucitoare momente ale propriei istorii prin faptul că îi este rușine de trecutul antifascist, distruge monumentele ridicate eroilor în lupta împotriva fascismului și modifică numele străzilor. La Academia, cu ocazia Zilei Victoriei asupra fascismului, organizată de Societatea pentru Păstrarea Adevărului despre lupta de eliberare națională și Iugoslavia în Voivodina, Vrebalov a subliniat că doar o Voivodină liberă, autonomă și antifascistă poate fi o patrie pentru cetățenii ei, apartenenții ai tuturor comunităților naționale. Președintele Societății Amintite, Bogdan Tankosić, a apreciat că în prezent cadrul pentru autonomia Voivodinei este foarte îngust, optând pentru reforma constituțională a Serbiei, care va asigura o autonomie mai largă Voivodinei.
În estul Ucrainei, în regiunile Donetsk și Lugansk, sunt în curs pregătirile pentru referendumul privind independența organizate de activiștii proruși, referendum care va avea loc mâine. De altfel, la Mariupolie, unde ieri în conflictele au fost ucise 21 de persoane, aseară a fost răpit șeful poliției din acest oraș, iar în cursul nopții s-au tras focuri sporadice. La Donetsk au fost eliberați 7 angajați ai Crucii Roșii, arestați ieri de persoane necunoscute, care i-au acuzat de spionaj. Săptămâna lăsată în urmă va rămâne plăcută în amintire, în special personalităților române din diaspora pe care președintele României i-a decorat în semn de înaltă apreciere a contribuției pe parcursul anilor. Miercuri 7 mai 2014, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni din București, domnul Traian Băsescu, președintele României, a înmânat înaltele decorații acordate personalităților române meritoase care trăiesc în afara granițelor României. Printre laureații care au fost decorați s-au găsit și Predrag Balașevici, președintele Partidului Neamului Românesc din Serbia, precum și Lucian Marina, scriitor, jurnalist, redactor al televiziunii Voivodinei, Novi Sad, Serbia, care a fost decorat cu Ordinul Național pentru Merit. Domnule Lucian Marina, scriitor, jurnalist, redactor al televiziunii Voivodina, Novi Sad, Republica Serbia. Dragostea dumneavoastră pentru românism este eroică și noi o apreciem. De multe ori faceți mult mai mult pentru românii din țările în care locuiți, din țările a căror cetățeni sunteți, decât reușește să facă România însăși. Comportamentul dumneavoastră este de natură să ne inspire și pe noi, cei care trăim aici, în spațiul României, și trebuie să vă spun că, spre deosebire de dumneavoastră, aici găsim destui români care vin seara la televizor și spun că ei s-au săturat de România. Eu vă mulțumesc dumneavoastră că nu v-ați săturat de România. Vă mulțumesc! Un reportaj mai amplu despre prestigiosul eveniment care a avut loc la Palatul Cotroceni transmite miercuri 14 mai în emisiunea Bună seara, Voivodină! Mâine la Semiai va avea loc marcarea jubilului 200 de ani de la înființarea bisericii din localitate. Cu ocazia sărbătoririi bicentenarului Bisericii Ortodoxe Române cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, dimineața la orele 8:30 va avea loc întâmpinarea ierarhilor și oficierea slujbei de târnosire, de sfințire a bisericii, iar la ora 10 Sfânta Liturghie Arhierească, pe o scenă special amenajată în fața bisericii. Redacția programului Limba Română a televiziunii Voivodinei va urmări în întregime acest eveniment important pentru comunitatea noastră și vom transmite un reportaj mai amplu în emisiune ce urmează. Mâine, vremea va fi însorită și caldă, cu maxime atingând 27 de grade Celsius, comunică meteorologii. Luni, însă, vor reveni ploile însoțite de scăderea temperaturii cu aproape 10 grade. Instabilitatea atmosferică va caracteriza întreaga săptămână. Vremea va fi închisă și răcoroasă, iar precipitațiile mai abundente miercuri și joi. Ediția de duminică, 11 mai 2014, a magazinului familiar Teleclub, care este în program cu începerea la ora 21, este consacrat marcării a 65 de ani de activitate a Societății Cultural-Artistice Luceafăru, care continuă tradiția Societății Cultural-Artistice Petru Albu din Vârșeț. Transmite în concertul de gală, care s-a prezentat la Centrul Mileniu. Redactorul emisiunii, Lucian Marin. Stimați telespectatori, cu această informație am încheiat telejurnalul de astăzi. Fiți alături de noi și mâine de la ora prânzului, la ora 12, când transmitem o nouă ediție a magazinului TV. În numele echipei de serviciu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut. La revedere!